În acest sfârșit de săptămână se dă undă verde la distracție. În fiecare an, pe 15 august, de Sfânta Marie, se sărbătorește și Ziua Marinei. Mehedințenii care iubesc tradițiile marinărești sunt invitați să ia parte la festivitățile organizate în portul din Drobeta, Turnu Severin, dar și din Orșova. Cu meteorologii anunță vreme frumoasă și cer senin pentru acest sfârșit de săptămână, nimic nu pare să stea în calea distracției. Activitățile dedicate Zilei Marinei vor debuta în portul din Drobeta, Turnu Severin, la ora 9 fix, prin intonarea imnului de stat. Festivitățile vor fi deschise de către oficialitățile locale și județene. După cuvântul de deschidere, se va oficia o slujbă religioasă. Jocurile marinare sunt deja o tradiție, iar organizatorii se așteaptă ca și în acest an să reprezinte principala atracție. Vor începe la ora 11 și oricine dorește se poate înscrie în cursa pentru prinderea purcelului și a rațelor aruncate în Dunăre. După terminarea competițiilor, va fi organizată o croazieră pe Dunăre. Pentru orșoveni, ziua de 15 august are dublă însemnătate. În acest weekend se sărbătoresc zilele orașului, așa că timp de 3 zile se vor desfășura concursuri sportive și spectacole. Vor cânta soliști din Mehedinți, dar și invitați speciali, precum Liliana Laichici, Mirela Petran și Corina Chiriac. Duminică, evenimentul se va încheia cu un joc de artificii. Ziua Marinei Române a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 1902.